Săptămâna aceasta vom vorbi despre un autor pe care îl invocăm adesea, cu care ne și mândrim uneori și pe care, cel puțin unii dintre noi, îl mai și citim. Vom vorbi despre Mircea Eliade. Școala de istoria religiilor americană, sub influența lui, a marcat în mod decisiv evoluția studiilor până și astăzi. O bună parte din catedrele mari de istoria religiilor în lume, fiind în Statele Unite, fiind ocupate de discipoli ai lui, dar niciunul din ei ne mai revendicându-se în mod explicit de la vreo metodă sau de la rezultatele lui Eliade. Este un străbunic la care e bine să revenim ca să înțelegem ce s-a întâmplat, cum de a ajuns cel mai titrat, respectat, citit, publicat autor de origine română în disciplinele umaniste. Care ar fi ceea ce v-a fermecat la Eliade și v-a trimis să citiți? Întotdeauna m-a atras ideea asta a lui, poate ideea principală a sacului camuflat în profan. Mi-a plăcut și ceea ce spune despre timpul ciclic și teroarea istoriei, dar poate că dincolo de anumite idei, cred că Eliades poate transmite o pasiune pentru studiu intens. Pentru generația mea, sub impactul redescoperirii lui la începutul anilor 90, și cazul nu e singular pentru că am mărturii absolut plurale, a fost adevărata universitate. Se poate învăța de la Eliade, evident, cu necesitatea de a-l depăși, dacă se poate, de a-l depăși repede, de a învăța mai bine sanscrită decât el, de a învăța istoria religiilor indiene mai bine decât el, de a călători și mai mult, de a nu te culca cu fata profesorului de sanscrită și, în general, cu niciun profesor, că doctoratele trebuie distinse, totuși, disjunse în sexualitate. Toate lucrurile astea, inclusiv lecțiile negative, să nu intri în politică extremistă, să nu utopizezi, chiar dacă știi că că foarte multe lucruri trebuie schimbate în acest București unde ne întreținem de o trei generații după, dar trăsătura principală e că se poate învăța de la el, este poate cel mai armonios extins cortex românesc din ultimul secol. Dar cât de asimilată este opera științifică a lui Mircea Eliade azi în România? Dacă e ceva pe care noi nu l-am asimilat deloc și n-am făcut-o la nivel universitar, academic, manuale, nu, ar fi fost foarte normal, cum e în toată Europa, să avem un manual de istoria religiilor, nu manuale de religie, pentru că religiile e trăsătura omului în modernitate. Nu exclusiv religiile vorbesc despre ele însele. Noi avem, cred că am ajuns, într-un fel de asta vă și răspund invitației voastre cu promptitudine, avem cota cea mai joasă a discursului public despre religie în România astăzi. Cred că nu s-a ajuns niciodată, e ca și cum Eliade nu s-a născut. Veniți să aflăm împreună mai multe vineri seara de la ora 20, pe Zoom și în direct pe canalul nostru de YouTube.